Bună seara, doamnelor și domnilor! Încep știrile la TV Sud. Sunt Iulia Blondea și vă prezint cele mai importante evenimente ale zilei. Lacrimi de durere într-o familie din Rovinari. Fiul de doar 24 de ani a murit într-un cumplit accident rutier în Anglia. La volanul mașinii se afla prietenul lui Cătălin, un tânăr tot din Rovinari care a scăpat cu viață. Prietenii și familia băiatului sunt în stare de șoc, iar acum încearcă să facă rost de bani pentru a aduce acasă trupul neînsuflețit al lui Cătălin. Cătălin a plecat împreună cu un prieten să ia mașina din servis, iar la scurt timp s-a produs tragicul accident. Șoferul mașinii a scăpat ca prin minune după ce a lovit frontal un alt autoturism, iar acum se află internat într-un spital din Anglia. Durere, multă durere. Luase mașina din servis. Mașina a fost în servis și a luat mașina din servis să o ducă spre casă cu ea. În urma impactului extrem de violent, rovinăreanul de doar 24 de ani a murit pe loc. Vestea a șocat pe toată lumea. Familia îndurerată așteaptă ca trupul neînsuflețit al băiatului să fie adus acasă. A fost recunoscut ieri. Depinde cât de repede vor elibera cei de la morgă certificatul de deces, pentru că, practic, firma de repatrieri trebuie să aibă acel certificat de la morgă cu care pot începe demersurile la ambasadă pentru pașaport mortuar și ce acte mai sunt nevoie. Cătălin ajunsese de 4 luni în Anglia, unde găsise un loc de muncă foarte bine plătit. Avea planuri mărețe și nimic nu prevestea o astfel de tragedie.